Pe data de 9 august FCM Târgoviște se va întâlni în Cupa României pe Buftea. Cele două echipe se pregătesc intens pentru acest meci. Partida se va disputa la Buftea. Într-o discuție purtată cu președintele celor de la Buftea, Sorin Dumitrescu, am aflat că până vineri cei de la Buftea se află în cantonament la Bran. Până atunci, ilfovenii se pare că nu vor mai juca niciun amical, dat fiind faptul că ei și-au făcut programul conform Cupei României, și anume că se va juca pe data de 3 august, însă aceasta s-a reprogramat pentru data de 9 august. Fără rețineri, oficialul de la Buftea a spus că FCM Târgoviște va fi un adversar greu de răpus.